Ce nu-mi place mie? Că e însemnat de două ori. Culcat! Hei și bună ziua, bună seara, bună dimineața sau ce oră fi când vă uitați. După cum știți, în fiecare duminică la ora 8 noi vă dăm ceva nou. Iar de data asta vă dăm un seria 1 cu motor N47 biturbo de 204 cai. Ei, ce credeți că s-a întâmplat? N47 cedează, iar acesta s-a blocat, bineînțeles, ce nu s-a mai putut face nimic din el. Așa că am decis să îl înlocuim cu un motor pe care clientul l-a achiziționat din desmembrări de la o firmă de motoare. Bineînțeles, am crezut că este ok, la fel ca și cele două, fiind de la aceeași firmă de la care l-am cumpărat. Ați văzut pe vlogurile anterioare că am mai schimbat două motoare. Din păcate, surpriză, să aveți grijă întotdeauna, nicio firmă nu este așa cum credeți și pare că în România nu se poate colabora cu o singură firmă. Pentru că două motoare au fost bune, iar al treilea, din păcate, a fost un dezastru și un eșec total, fără pompă de injecție lăsată pe el, distribuția sărită de la semn, motorul murdar, cu kilometri mai mulți decât în mod normal, iar pe el se vedeau alte semne de la o altă firmă de dezmembrări. Ceea ce, după părerea mea, mi se pare că motorul a fost cumpărat dintr-o parte la prima firmă de dezmembrări, după care a fost vândut. Deci s-a mâncat mai mult el. Ei, asta este, nouă ne pare rău că nu mai putem colabora cu ei, dar din păcate așa se întâmplă întotdeauna. Astea sunt business-urile făcute în România. Ca urmare și acestea fiind spuse, dacă dați pe Instagram alex_brocoding, aveți șansa să câștigați ursulețul E30 Touring și să fiți la curent cu ceea ce postăm, pentru că pe story punem foarte multe chestii faine în fiecare zi. Acum eu vă las să urmăriți vlogul și ne vedem la final. Big up! Băieți, o nouă zi, o nouă provocare, o nouă problemă. Ca de obicei, am un palet învelit cu folie stretch. Ce credeți că se află în paletul ăsta? Vă spun eu, ca să nu mai vă mențin în suspans, oricum nu era niciun suspans, se află un motor. Un motor pentru un seria 1, care bineînțeles este un facelift, care bineînțeles din nou are un motor N47. Și nu orice N47, ci un motor N47 biturbo de 204 cai. La fel ca și cel de 177 de cai, este ca și brânza, dacă mă refer bine. Deci îl tai și se desface în 7. Așa e cu ele. Astăzi merg, mâine când le pornești, s-ar putea să ai o surpriză. Tac, 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 tac. Până una alta, trebuie să-l bag în atelier, să văd ce-o venit aici pe palet, să băgăm mașina, să desfacem accesoriile, să aruncăm motorul afară, să vedem dacă îi facem distribuție și așa mai departe, garnituri noi și tot, să-l punem sus și să-i dăm mașina clientului să se bucure de ea. Așa că stați cu noi tot vlogul ăsta, că o să vedeți numai chestii frumoase, așa cum v-am obișnuit până acum. Vă respect! Big up! Vezi de ce m-am apucat acum? M-am apucat să desfac seria 1-ul ăsta aici la soare frumos. N-are rost să mă bag la atelier. Oricum mașina nu mai pornește, e state de până la jumate și mi-e frică să o desfac în atelier să n-aibă șoare sau ceva prin ea. Uite-te ce-i pe acolo. Vreau să o desfac că la mașina asta pune motorul ăla, că l-ați văzut voi că a venit pe palet. Sper că e bun motorul ăla, de fapt, că a venit pe palet. Și putem pune. Mă apuc să-i desfac aici plasticuri, dragi, laci, tot. După aia o pun pe canalul de scurgere pe care l-avem noi special pentru lichide și așa mai departe. Să dau drumul la toate lichidele din ea, la tot ce e necesar, știi? Și după aceea să-i dea motorul jos, cum ați văzut și la altele, la care verificăm distribuție și așa mai departe, da? Uite-te tu ce haos e aici, uite-te ce e aici. Vezi cum stau turbinele? Unde? Nu le vezi? Iu. Turbinele astea multe, frate. Doi bucăți are asta, este biturbo. Ce tare mere mașina asta. Bom, bom, asta e o mașină turbo. Care, dacă n-ai grijă, scoate flăcări pe stobă. Bam, bam, bam. Bă, stai, mă, cine zice așa, mă, băiatul ăla, mă, bă. Fain băiatul ăla, jur, îmi place de mult, îl urmăresc. Cum îl cheamă? Nu pot să zic cum îl cheamă. Lasă să înțeleagă, să fie băieții în comentarii cum îl cheamă. Exact. Bam, 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 mă-i pasionat. Mașină turbo, bam, bam, bam. Scoate flăcări. Și eu, de când am stat acum, cât am fost la evenimentul ăsta. Chicago, așa. Plecat, nu mai prea pot să vezi. Ai dat un interviu în engleză. Dat în engleză? Wow, be careful. Facem motorul la mașina asta. Cap coadă. Ai? I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless.
the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this. Am văzut cu motorul afară și acum mă vedeți în atelier cu motorul, că l-am adus în atelier, iar acum e momentul să îl desfac. Și îl desfac, bineînțeles, că virgulă asta trebuie să fac, să-l desfac. O centură pe mea, mix eu. Vezi, frățioare? Eu, centură. Are centură, frățioare. Motorul ce-a venit. O fost dat jos profesional, ăștia care le văd așa cu centuri pe ele și cu din astea îmi fac o mare plăcere, știai? Centurile puse? Așa, da, când văd motoarele cu centuri. Uite ce greu se taie centura. Sau uite, caterul meu varză. Nu știu ce să zic. Virgulă cam taie. Bun, vezi că a venit motorul? Da. Văd ce oamenii că a venit motorul, așa? Da. Ken. A venit motorul Ken. Nu, ăsta este motorul pentru seria 1. În seria 1 care este 1, 2, 3 diesel. A, uite, da. Drag de... Iotem. Mamă, dar ce curat e. Vezi ce curat e, bro. Cât de cât curățel, ce nu-mi place mie, că e însemnat de două ori, N47D20D, vezi? Da. Pentru biturbo. Uite, vezi seria aici? N47D20D. Da, bă, băieți, uite, cam ăsta e motorul. Un motor chel, pura asta a venit, mai chel decât mă așteptam, fără galerii. Demontat slab, rupt, furtun la epurator, tot pe el. Foarte slab demontat. Da? Mă rog. Vedem ce-o fi. Trebuie să verificăm distribuția. Pompa aici, pinionul la pompă, pardon, capacul de plastic. It is what it is, știi? Vorba asta. Bun, oricum, hai să ne luăm hype-ul ăla nostru, care v-am obișnuit, să mai studiem un pic pe el pe aici, pe care să vedeți când îl scoate motorul de pe seria 1-ul nostru jos, să-l bag în atelier, desfac cutia, să scot motorul, să demontez accesoriile de pe unul, să le montez pe ăsta, să-l bag sus, să-i dăm cheie, să vedem cum merge. Stați cu noi, că o să se întâmple repede treaba asta. A noi o să dureze un pic. Big up! Bun, am băgat-o și în atelier, cum v-am zis și afară. Și acum mai desfacem cutia la ea. Accesoriile le-am dat frumos de afară. Pe imediat urmează să-l scoatem, să vedem accesoriile pe care le salvăm de pe el și care nu le salvăm. După care să ne apucăm să montăm pe motorul care îl avem pe palet tot ceea ce trebuie. Așa că hai să vedem cum îl facem și pe ăsta biturbo. Împrejur, împrejur de la cutie, venim roată, împrejur și dăm înainte, bă, Alex, bă. Dăm drumul și la ulei. Am scos și toba. Acum îl scoatem, Alexon, ăsta e nasol motorul de scos, că e biturbo. Bă, aglomerat rău, frate. Adică... e primul biturbo care îl scot, model din ăsta, N47 de pe seria 1, mă refer. Biturbo-ul am mai făcut o grămadă, da? Pe seria 1, e foarte mare motorul cu accesoriile versus spațiul din motor, știi? Un pic cu el. Stop, așa, bun. Lasă-l ușor în jos, să nu mai stea așa sus. Nu, lasă, da. Atâta, hop. Fără să te faci de ulei, vrei să vezi? Care 46 de la rubulă? Ce? Uitați-vă, motorul ăla are prizoane la galerie sau nu are la evacuare? Ia uite-te un pic. Ba, fără picuri de ulei, ai văzut? Corect. Mașina asta este un biturbo, după cum vedeți și v-am spus de la început și așa mai departe, vreau să vă învăț un pont, să vă zic o chestie foarte importantă. După cum vedeți, mașina, toate garniturile la turbo la mașina asta sunt în perfectă stare. Vă puteți da seama pentru că nu are scurgeri de ulei, nu are urme de fum și așa mai departe. Sfatul meu pe care pot să vi-l dau ca să mai economisiți din costuri și așa mai departe este să mutați tot ansamblul complet de pe o mașină pe alta. Adică să scoateți
complet turbinele cu DPF-ul, cu suport, cu vacuumul, cu tot, să le puneți direct pe motorul celălalt. Într-adevăr, trebuie foarte, foarte bine să vă cântăriți deciziile, să desfaceți ce trebuie și așa mai departe, să aveți pe cineva lângă voi, dar este mult mai bine, mai practic și mai ieftin pentru voi să faceți chestia asta. Pentru că la mașinile astea nu se gata turbine și garnituri, la mașinile astea se gata vibrochenul sau se rupe distribuția. Din păcate, la mașina asta s-a gătat linia, adică vibrochenul, și motorul este blocat. Practic motorul este gunoi. Dar ca și un sfat ce vi l-am dat, v-am spus, scoateți tot ansamblu, puneți tot ansamblu. Este mult, 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 mult mai ușor de lucrat și de făcut lucrul ăsta. Așa că hai să vedeți cum îl iau într-o mână și îl pun cu cealaltă. Big up! So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Ne-am apucat să pregătim injectoarele. Le-am curățat. Le dau cu pastă. După care urmează să le pun shape de cuplu noi. Iar apoi să le băgăm în motor. Deja în proporție de 80% am montat accesoriile pe motor. Avem două lucruri mici de făcut și îl putem pune sus și să-i dăm cheie. Așa că... Ați auzit? Big up! Action, așa ar zice cameramanul nostru Alexandru Domnariu și editorul. Numai action! Bă, action, action! Am luat termoflow nou, l-am pregătit, l-am curățat, garnitură nouă, acum am pus-o, originală BMW, și acum o punem sus. Numai că, bă, îmi trebuie o cârpă, mă. Acum, ia! Bă! Oia! Poftiți, domnul! Mulțumesc, mulțumesc! Deci, așa se comportă prietenii. Din regie să dau cârpe. Prietenii adevărați. Deci când, regia! Și gat, culcat! Ați înțeles? Cam asta. Nu vă speriați, eu nu fac așa tot timpul. Bine, ăștia care m-ați mai cunoscut în viața reală, să știți că acolo joc un rol. Bun, nu, râdem, glumim, sper că vă place ce vedeți la noi. Eu fac chestia asta cu foarte mult drag, cu foarte multă pasiune în chestia asta, în YouTube, să zic așa, și în ceea ce vă arătăm vouă aici. Nu-i nimic a regizat, nu-i nimic a făcut să fie făcut, totul ca la carte și cum trebuie. La fel de curat suntem tot timpul. Și cam asta e. Nu, acum Alex a făcut dansul cu ei, dacă l-ați văzut acolo. Alex a făcut mai multă mizerie decât el. Da, mă, că am făcut curat. Dar am avut motorul ăsta un pic aiurit. Și scuzul de ulei nu aiurit, era mai murdar decât trebuia. Da, una peste alta e ok. L-am gătat de accesorizat, mai trebuie să-i pun ambreiajul sus, să leg în macara să-i pun ambreiajul sus, pe care să-l trântim pe mașină. Și cam asta e. Un clicker mediu. Și oricum, dacă vreți, să ne mai scrieți în comentarii dacă vă place, dacă nu vă place, dacă vreți să mai facem YouTube, dacă vreți să nu mai facem YouTube, și să ne dați subscribe acolo, că multă lume se uită, dar puțină lume dă subscribe. Ne susțineți cum puteți. Dacă nu vreți să ne susțineți într-un fel, ne susțineți în altul și tot așa. Foarte important, adică să știți că nu ne îmbogățim. Contentul pe care îl facem din banii noștri, ce lucrăm la mașinile noastre, pe la evenimentele, pe unde mergem, nu le dă nimeni nimic. De asta zic că puteți să ne ajutați într-un fel sau altul. Cu un subscribe, cu un coment, cu
un follow pe Instagram, Alex Nuță Jos Brocoding, unde bineînțeles vă și dăm mașina aceea cadou, BMW 30 Touring, un 318 IS, foarte mișto, cu care o să și vedeți content, o să vină pe YouTube, avem de vopsile, avem să vi-l facem frumos, când vi-l dăm, să vi-l dăm ca lumea, nu să ne înjurați, că nu-i bine, așa mai departe. Și cum am povestit cu voi, cum zi, ha, 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 am montat și termoflotul ăsta așa, la mișto. Dobrizăm tot. Action. Regia! Camera întunecă. După cum... Mă zi o dată. Camera 2. Mută pe camera 2, domnule. Stai să nu faci. Mută pe camera 2. După... Aoleu. Stai cum uit la șuruburile astea. După cum vedeți, am montat și ambreiajul și volanta sus. Mai și glumim, mai și râdem. Mă apuc să strâng ambreiajul și aruncăm motorul sus după aia. Asta nu e bun cu șanță. Atenție, toate chestiile astea se întâmplă în acea zi după ce am mai și lucrat, după ce am și avut alte lucrări. Fără lumină, nu-i noapte, nu nimic, să nu aveți impresia că stăm la 3 dimineața. Da? Hai să vedem exact ce și cum. Așa că big up! Vedeți și voi, motorul sus, Alex e jos în canal, strânge cutia de motor, am asamblat sus aici aproximativ tot, să zic așa. Vă pun să pun galeria de admisie, ca să înțelegeți lucrarea de când ne-ați văzut cu motorul jos până acum, a durat aproximativ 2 ore, până în momentul de față, având în vedere că este un biturbo, da? Deci nu-i cu o turbine, cu două, să muți accesurile de pe una pe alta, este mai complicat, să zic așa, pentru că ai mai mult de lucru, de... No. Te consumă mai mult, să zic. Montăm partea de sus, Alex montează partea de jos, unetul să le aduci cu E8, un șurubel mic. Montăm partea de sus și o să-i dăm ok, în premieră, cu voi bine. Pâine o să mai completăm lens, scuturi și așa mai departe, tipica cosmetizare. Băgăm și uleiul în bolidul ăsta, biturbo. În bolidul ăsta băgăm uleiul, stai să-mi repice lampa în cap, rog, că după aia se supără colegii. Uite cât lucrăm, 4 lucrăm. În 3 ore am dat motorul jos, l-am pus sus, cam asta e ideea, 3 ore jumate. Băgăm uleiul și dăm chei să vedem, merge sau nu merge. Îi țeapă de unde l-o cumpăra de el sau nu-i țeapă? Dar vedem, că oricum nu mi-au plăcut niște lucrurile el, așa că... O să vedem despre ce e vorba, o să vă și povestesc la final ce nu mi-a plăcut, o să vă explic și o să vă spun cum să vă feriți de dezmembratorii ăștia care au impresia că vânde zeci de mii de milioane de euro și stai liniștit, domne, care garanție 3 luni, nu-i nicio problemă, eu ți-l trimit și-l pui sus. O să vă povestesc exact care e situația, că m-a săturat de ei maxim și o să vedem despre ce e vorba și cu motorul ăsta, că vă mai spun un, acum înainte să băgăm uleiul am verificat bușonul la baie și să știți că se învârtea... Uite așa, ca soarele după pământ. Da, mă rog, hai, vedem ce-o fi cu el, îl pornim și vedem cum se aude. Avem bateria lui Cedru. Am eu aia mea. Ia și pune, ia și pune. Un, doi. Bă, dacă scoate până acolo, dar e greu, pune ăla. Ha? Nu? Perfect. Bine, e mare la atât. O pornit, l-a îngătat, m-am apucat la 3 jumate, e 8 și 10. Ia lumezi. Chiar are
Vă place cum merge, băieți? Este a doua zi, pentru că ați văzut aseară, cu o seară înainte, când am gătat motorul, nu am putut să-l spălăm, era ora 8, acum este dimineața, este a doua zi, motorul este pus, compartimentul motor este conștientizat, mașina este spălată exterior, pentru că a stat mai bine de un an de zile fără motor, o scoatem afară, mai punem calculatorul clar ca să-i resetăm memoriile, să fie totul la gata, după care clientul poate să vină să o ia. O lucrare care a durat de o zi pe alta, este perfect gata, cu totul funcțional, fără nici o scurgere de ulei, pierdere și așa mai departe. Este momentul să o scoatem, biga! Ei, sper că v-a plăcut și vlogul de astăzi, sper că ați văzut ce am pățit cu motorul, să înțelegeți și voi, să nu faceți aceeași greșeală, să discutați foarte bine înainte termenii și politica de vânzare, că din păcate oamenii nu sunt de cuvânt, dar voi ați văzut cum am pus motorul pe seria 1, cum i-am făcut cosmetizare, cum am spălat motorul, cum l-am montat, cum am pus alea două turbine și v-am învățat ce să faceți și voi, ce pas să urmăriți. Noi am făcut motorul, mașina este perfectă, clientul este mulțumit. Deci nu mai contează nimic altceva. La 15.000 de abonați primiți cadou BMW 30-ul, unul din cei 15.000, unul din cei 15.000 care va câștiga E30-ul, dar nu uitați că trebuie să dați subscribe pe hashtag BroCoding, pagina noastră de YouTube la care vă uitați acum la video, iar pe Instagram alex_brocoding trebuie să dați un follow, să dați neapărat un comentariu la poza cu E30-ul MOV și să-mi scrieți de ce doriți să câștigați acea mașină. Astea fiind spuse, eu vă las, vă urez o săptămână minunată, o zi frumoasă, toate cele bune, vă respect, vă mulțumim că sunteți alături de noi, v-ați abonat și biga!